Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Diana Ștefănescu și înainte de a începe prezentarea materialului de azi, vă doresc audiție plăcută. Din nou știri incendiare. Previziune șocantă. În arest va fi pusă în pericol viața Elenei Udrea. Care sunt secretele acesteia? Elena Udrea, 48 de ani, este cu siguranță un personaj controversat, care a activat pe scena politică, dar care a avut parte și de multe momente dificile ce i-au creat probleme cu legea. Viața Elenei Udrea a fost una cu adevărat palpitantă. După ce a fost bănuită că ar fi fost amanta președintelui Băsescu, ea a avut mari probleme cu legea, situație din care fosta politiciană a scăpat ca prin urechile acului, evitând ani buni de închisoare. Iată care sunt formidabilele secrete ale Elenei Udrea, potrivit jurnalistului Sorin Roșca Stănescu, un comentariu publicat de Știri pe Surse. Înainte de prima ei aventură dramatică cu justiția, respectiv de episodul Costa Rica, Elena Udrea i-a încredințat jurnalistului Ion Cristoiu un jurnal, cu precizarea că acesta conține secrete despre statul subteran. Prea multe secrete nu au ieșit la iveală. Acum, un alt cunoscut jurnalist, Victor Ciutacu, o conjură să prezinte public o listă cu ziariștii pe care i-a mituit. O asemenea listă încă nu a apărut, iar Cosmin Gușă, un vechi prieten al Elenei Udrea, așteaptă și el dezvăluiri despre cel care a trădat-o, Traian Băsescu. Iar dezvăluirile nu vin. Formidabilele secrete ale Elenei Udrea zac încă ferecate. Până când? Am fi extrem de naiv să ne imaginăm că, în condițiile în care și-a petrecut ani de zile la umbra puterii, Elena Udrea nu ar fi capabilă să facă dezvăluiri năprasnice și totuși nu le face. Ce mai poate ea negocia, la schimb cu dezvăluirile care mai așteaptă? Nu știm ce s-a întâmplat cu adevărat în Costa Rica, dar diverse informații care ne-au parvenit din mai multe surse, puse cap la cap, sugerează că Elena Udrea și-a cumpărat pentru un anumit timp imunitatea în beneficiul ei și a lui Traian Băsescu, făcând în fața agenților FBI, care i-a organizat un briefing, o serie întreagă de confesiuni, vizând legăturile lui Joe Biden, pe vremea când acesta era vicepreședinte al Statelor Unite, cu Traian Băsescu, cu fondul proprietatea, cu ambasadorul Statelor Unite la București de atunci, Mark Gidenstein. Beneficiarul acestor dezvăluiri, dacă ar fi știut să le exploateze și dacă ele ar fi fost cu adevărat devastatoare, era nimeni altul decât Donald Trump, la acea dată președintele Statelor Unite. Nu există însă decât o singură certitudine, și anume că Elena Udrea a primit verde și din Statele Unite, și din țară, și în final și din Costa Rica, pentru a se întoarce la București, unde a beneficiat mai mulți ani de o relativă imunitate. Imunitatea conducătorilor politici poate fi comparată cu masa inerțială. Ea durează o vreme după încheierea mandatului, după care se epuizează. Condamnarea lui Traian Băsescu este un semnal de început și care demonstrează că am dreptate. Condamnarea Elenei Udrea este un alt semnal. Chiar și fuga ei generată de panică este tot un semnal. S-au vehiculat pe posturile de televiziune fel de fel de informații halucinante. Una dintre ele este că Elena Udrea și-ar fi pregătit cu minuțiozitate și cu multă inteligență evaporarea din România într-o destinație sigură, gen Dubai. Acest scenariu s-a dovedit a fi total fals. Elena Udrea a fugit fiind copleșită de panică atunci când, în ceasul al 12-lea, a aflat că, în ciuda asigurărilor anterioare pe care le primise, va fi totuși condamnată definitiv de completul ilegal constituit de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dar cum anume a aflat, este o altă poveste și intră pe lista formidabilelor secrete ale Elenei Udrea. S-a speculat intens faptul că ar fi avut garanții că scapă cu fața curată. Treaba asta nu stă în picioare. În acest proces, Gala Bute primise deja o condamnare destul de substanțială într-o primă instanță. Greu de presupus că poate pur și simplu să scape, fără ca o achitare să stârnească un mega scandal. Dar mai are legate de gât încă două uriașe pietre de moară: finanțarea ilegală a campaniei prezidențiale din 2009, pentru care a primit în primă instanță 8 ani de închisoare, iar Ioana Băsescu 5. Cum va putea să depășească acest obstacol, mai ales în condițiile în care este legată de mâini și de picioare? În fine, mai există și dosarul Hidroelectrica, constituit pentru o șpagă obținută sub șantaj de la omul de afaceri Bogdan Buzoianu, de 3,8 milioane dolari, plus o creanță de 900.000 de euro, alt obstacol de netrecut. Dacă Elena Udrea era decisă să vorbească, avea cu siguranță ce să spună.
și poate s-ar fi putut disculpa parțial, demonstrând că a furat nu numai pentru sine, ci mai ales pentru alții. Dezvăluirile ei, dacă le va face vreodată, își pierd în mod accelerat substanța de credibilitate. Închei această analiză semnalând o altă capcană în care a căzut aproape întreaga presă. Am auzit acuzații foarte grave, nesusținute de niciun argument împotriva poliției, împotriva DNA și împotriva Serviciului Român de Informații, care, vezi Doamne, într-o deplină complicitate, ar fi lăsat-o pe Elena Udrea să scape și să fugă din țară. Primul neadevăr este că ar fi fugit. Ea a părăsit teritoriul național înainte de a fi fost condamnată definitiv. Deci, juridic vorbind, nu a fost o fugară. Iar în ceea ce privește acuzațiile aduse unor instituții ale statului, ele sunt total nefondate, întrucât niciuna dintre respectivele instituții nu avea o bază juridică pentru a o supraveghea și respectiv pentru a contracara plecarea din țară a Elenei Udrea. În același timp, nu pot să trec cu vederea drama prin care trece această persoană. Până la proba contrarie, ea a fost absolut fidelă lui Traian Băsescu, a păstrat secretele acestuia, nu l-a turnat și o bună parte dintre infracțiunile pe care le-a luat asupra ei sunt rezultatul efortului pe care l-a făcut de a strânge bani în beneficiul acestuia. Și nu-l văd pe Petrov, alias Băsescu, dându-se de ceasul morții și mișcând vreun deget, dacă încă mai are vreun deget, pentru a o ajuta. Un comentariu de Sorin Roșca Stănescu, jurnalist. În arest va fi pusă în pericol viața Elenei Udrea. Cine face această previziune șocantă? Un articol semnat de Ștefan R. Apostol din publicația Impact. 8 aprilie 2022, ora 16:40. Așa cum am relatat, Elena Udrea a încercat să fugă din nou din țară, dar a fost oprită de autoritățile bulgare la Vama Culata. Informațiile acestei zile spun că fostul ministru este deja în custodia autorităților bulgare, fiind dusă deja în fața unui judecător. Se așteaptă și o decizie din partea magistraților bulgari, decizie care ar putea duce la extrădarea acesteia și încarcerarea sa ca urmare a deciziei definitive a ICCJ la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute. Numai că Elena Udrea ar putea avea mari probleme în închisoare sau cel puțin așa declară clar văzătoarea Maria Gheorghiu. Conform publicației bulgare Struma, Elena Udrea, fostul ministru al turismului din România, a ajuns la tribunalul din Blagoevgrad după ce fusese arestată aseară la punctul de control de la granița Culata în încercarea de a scăpa de o condamnare de 6 ani de închisoare pentru corupție în dosarul Gala Bute. Procesul a început la ora 16, iar Elena Udrea a intrat în sală îmbrăcată simplu, condusă de un număr de 5 polițiști bulgari. La momentul plecării din România, așa cum relatam într-un alt material, Elena Udrea nu avea interdicția de a părăsi țara și nu era emis niciun mandat de arestare pe numele ei. Mandatul avea să fie emis ca urmare a respingerii ICCJ, a contestației depuse de Udrea la sentința din 2018 de încarcerare pentru o perioadă de 6 ani. În arest va fi pusă în pericol viața Elenei Udrea. Au început deja speculațiile și ironiile la adresa autorităților care decideau în 2019 că nu era necesară măsura preventivă de arest la domiciliu. În afară de acest aspect, comentatorii politici au speculat decizia fostului ministru de a pleca din țară, spunând că știa care va fi sentința și de aici și decizia de a eluda iar o sentință. Pe de altă parte, clar văzătoarea Maria Gheorghiu a declarat la Antena Stars că viața Elenei Udrea va fi pusă în pericol dacă va ajunge în cele din urmă în spatele gratilor. Până acum nu s-a îndeplinit ceea ce am scris eu în 2018 și anume că viața Elenei Udrea în închisoare va fi pusă în pericol. Dacă până acum a scăpat cu bine, s-ar putea ca de acum încolo viața Elenei Udrea să fie în pericol în închisoare. Chiar i se va întâmpla ceva, s-ar putea să i se întâmple ceva rău în închisoare. În acest arest va fi pusă viața în pericol a Elenei Udrea, a spus Maria Gheorghiu la Antena Stars. Elena Udrea ar putea scăpa basma curată, anunță Stan Nicu în publicația Impact. S-a aflat când ar putea scăpa Elena Udrea de închisoare. Este răsturnare de situație neașteptată. Instanța din Bulgaria a decis că Elena Udrea poate fi extradată în România, însă fostul ministru al turismului trebuie să mai rămână în arest în țara vecină până pe data de 14 aprilie, atunci când va avea loc apelul.
Elena Udrea așteaptă să fie extradată în România în arestul din Bulgaria, însă aceasta ar putea scăpa definitiv de pedeapsa cu închisoarea luna viitoare. Avocatul fostului ministru a spus că sunt șanse ca aceasta să scape definitiv de închisoare în luna mai, când are stabilit termenul pentru recurs în casație. Avocatul Elenei Udrea despre scăparea Elenei Udrea de pedeapsa de 6 ani. Există posibilitatea ca Udrea să fie liberă pe 16 mai, dar există și alte remedii. La această decizie nu există o cale de atac, dar avem alte modalități juridice prin care încercăm să reformăm, a spus Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea, potrivit realitatea.net. Elena Udrea mai rămâne în arestul din Bulgaria. Magistrații din Bulgaria au hotărât ca Elena Udrea să mai rămână în arest până când va fi extradată în România, iar pe 14 aprilie se va judeca la Sofia apelul formulat de avocatul fostului ministru al turismului. Rămasă în arest în țara vecină, Elena Udrea se confruntă cu diferențele sistemelor legislative ale celor două țări. Acesta ar fi motivul pentru care nu poate părăsi deocamdată arestul din Bulgaria. Diferențele sistemelor legislative dintre România și Bulgaria. Bănuiesc că s-a discutat deja această primă instanță, dacă se poate face extrădarea, și această instanță probabil că a constatat că da, se poate face. Acesta este și motivul pentru care a fost reținută în continuare. Pentru a se dispune de o arestare preventivă, la noi maxima este de 24 de ore. Acolo am văzut că e mai mult. Are dreptul la apel. Instanța de apel va hotărî definitiv, a mai declarat Veronel Rădulescu. Condamnarea Elenei Udrea ieșită din sfera normalului? Nu în ultimul rând, avocatul Elenei Udrea a ținut să precizeze că instanțele românești au fost nedrepte în judecarea dosarului Gala Bute. Nu a fost condamnată pentru fonduri europene. S-a creat un precedent periculos pentru România, lipsa predictibilității judecării de la noi, curtea a înlăturat aplicarea unei decizii de la caz la caz. Judecătorul poate acționa cum vrea el. Degeaba avem o decizie a Curții Constituționale că nu ne mai putem gândi că justiția va proceda în felul în care a zis CCR. Justiția, indiferent pe ce palier, o să hotărască cum vrea. Mie mi se pare nedreaptă această decizie și ieșită din sfera normalului și mai ales din sfera prevederilor Constituției, a subliniat Veronel Rădulescu, conform sursei citate mai sus. Eu sunt Diana Ștefănescu. Vă mulțumesc în mod deosebit pentru că mă urmăriți, dar și pentru aprecieri. Pe curând!